Bună ziua, bun venit la Europa printre rânduri, rubrica. După multe luni de negocieri pentru formarea unui guvern la Haga, partidul condus de eurosceptical Geert Wilders a ajuns la un acord de guvernare care va trimite Olanda într-o eră de centru-dreapta după mulți ani de guvernare liberală cu vederi progresiste. Deși a renunțat la linia dură, cum ar fi referendumul pentru ieșirea Olandei din UE, viitoarea coaliție de guvernare va da bătăi de cap Bruxellesului. Deși și Mark Rutte a fost un partener dificil poreclit în cercurile eurocrate drept Mr. No, pentru că se lăsa greu de fiecare dată când era vorba să scoată bani din buzunar, e de așteptat ca noul establishment olandez să fie și mai și. Cât privește tranziția verde, din care Mark Rutte își făcuse un titlu de glorie, ea va fi pusă cu siguranță între paranteze. Politico notează faptul că Haga va negocia la sânge normele de poluare cu azot, care îi obligau pe agricultori să-și lichideze văcuțele pe motiv că poluează prea mult cu, pardon, flatulențele lor. De asemenea, e de așteptat ca Olanda, mare producătoare de gaze naturale, să pună o frână și pe ambițiile de renunțare la energia fosilă pe care și le dorește Bruxelles. Europa Centrală e în alertă după tentativa de asasinat la adresa premierului slovac Robert Fico. Valul de ură se deplasează spre nord, în Polonia, unde premierul Donald Tusk este la rândul său amenințat cu mesaje de genul: slovacii ne-au arătat ce trebuie să facem și noi cu Tusk. La Varșovia, platforma civică este la cuțite cu partidul Lege și Ordine și se acuză reciproc de relații apropiate cu Rusia. Unde se înțeleg ambele perfect este la refuzul de a primi migranți sub nicio formă, cum e și cazul în Ungaria, care se pregătește să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene într-un moment în care Bruxelles privește cu îngrijorare relația lui Viktor Orban cu Putin, așa cum anunță EU Observer. Ca parte pozitivă, potrivit calea europeană, în timpul președinției ungare e posibil ca să fie organizată conferința interguvernamentală UE-Republica Moldova, care astfel ar da startul negocierilor de aderare a Moldovei la familia europeană. Mai sunt 15 zile până la alegerile europene, care se desfășoară în perioada 6-9 iunie. În majoritatea țărilor se votează pe data de 9, cu excepția Irlandei, unde se votează pe data de 7, a Cehiei, unde cetățenii ies la vot în 2 zile, pe 8 și 9, a Letoniei, Maltei și Slovaciei, unde alegerile europene se desfășoară pe data de 8 iunie. Ca regulă generală, se votează liste de candidați în unele țări, chiar liste regionale, pe cazul în Franța, Germania, Italia, Polonia, dar și liste electorale generale. În Finlanda este chiar posibil să votați pentru un candidat preferat, punându-l pe acesta în capul listei. Doar partidele care reușesc să obțină cel puțin 5% din voturi ajung în Parlamentul European, așa că mare atenție cui acordați votul dumneavoastră, ca să fie și cu folos. La revedere!